Bună! Eu sunt Dina, mă găsiți pe mamipetocuri.ro și astăzi împreună cu băiatul meu cel mare, Andrei, care... Câți ani ai, Andrei? 8 ani, evident. 8 ani, evident. Vom face un review de carte pentru copii. E ceva foarte nou pentru mine și pentru noi, pentru că e primul review de carte pentru copil în care am invitat un cititor. Am tras mult de el să vină, că n-a vrut să participe. Da, a venit și cea mică, evident. Am tras mult de tine, că n-ai vrut să participi. Să mă ajut să fac acest review de carte. N-am vrut. A trebuit să-i promit tabletă și înghețată și ce ți-a mai promis? Am promis tabletă, bine. Deci după ce facem filmul, mă pe tabletă. Mulțumesc. Eu sunt cea mică și mă cheamă Betty, am 6 ani. Ok, mulțumim, Betty. Mă duc să-mi tamburine. De fapt, nu am promis nimic. A venit că l-am obligat. Și l-am rugat să mă ajute la acest review pentru că Minune este una dintre puținele cărți pe care le-a citit cap-coadă și destul de repede. Tu nu prea ești un cititor așa... Dar am citit o carte de asta, cartea a doua, fi cartea prima, al Frumosului Polar, doar într-o zi. Doar într-o zi ai citit-o, pe bune? Și să știți că am citit aceste două cărți când am dormit la prânz cu bunica. Să știți. Deci voi mai și dormiți la prânz când vine bunica. Când sunteți cu mami acasă, nu dormiți la prânz. Nu avem chef. Haideți acum să deschidem cărțile să vă explicăm. Hai spune, Andră, ce ți-a plăcut la cartea asta? Că Frumosul Polar a navigat din Polul Nord cu vaporul lui domnul acesta. Are nume domnul acesta? Nu are nume. E un capitan, nu? Da, un capitan de vapor din Polul Nord în lumea oamenilor. Și de acolo a fost... Nu ne spune, nu? Că am zis partea cea mai uimitoare. Vă las pe voi să o descoperiți. Ok. Bun. Ce ți-a mai plăcut? De ce ai citit-o așa? Pentru că are poze și scris mare. Asta e o poză și asta e... Adică stai puțin să căutăm o poză fără scris. Uitați, asta e o poză, doar poze și aici are scris foarte mare. Mie mi-a plăcut cel mai mult cum Slam, ursul polar, a dormit. A dormit? Unde dormea Slam, ursul polar? Într-un eschimos. Da. Într-un eschimos? Păi eschimosul este un om care trăiește la Polul Nord într-un iglu și îl ține în mână. Și mie mai plăcut când ursul Fram a navigat cu domnul acela cu barca, cu vaporul. Am înțeles. Crezi că pozele astea te ajută pe tine sau te-au ajutat pe tine să înțelegi mai bine cartea? Da. Deci au și pozele sensul lor, nu? Da. Și tu ai citit cartea, Betty? Nu. Ascultați. Încă nu știu să citesc. Dar am ascultat cartea și mi-a plăcut foarte mult. Da, chiar dacă nu interesează, nu prea. Dar tu ce faci? Stai și tu frumos lângă mama ta. Și acum stai eu. Tu ai citit cartea lui Betty? Da, dar Betty nu prea ascultat. Nu prea ascultat? Ba da, am ascultat și nici nu mi-a arătat pozele. Nu i-ai arătat pozele? Nu. Nu se zice pozele, ea nici măcar nu știe să vorbească. Puțin. Ca și când tu nu faci niciodată greșeli. Nu fac niciodată. Dar să știți că unde se uită și are în capul lui numai tabletă. Asta e clar. Bun, haideți să... Numai calculator și dulciuri. Dar nu mai vorbi urât. Și visează să fie cercară. Ok, revenim la cărțile noastre. Care e lecția cu care rămâi la final de lectura celor două cărți, Frumosul Polar? Că ce vrei să faci cu adevărat, să încerci până când reușești. Să nu te dai niciodată bătută dacă îți dorești ceva cu adevărat. Da. Asta e lecția? Da.
dragii mei, acesta a fost review-ul la aventurile lui Fram Ursul Polar, cărți pe care le găsiți la Curtea Veche și pe lumealuifram.ro. Sper să le placă copiilor voștri la fel de mult cum i-a plăcut și lui Andrei și vă aștept pe canalul meu și cu alte review-uri care să vă facă viața de părinte mult mai ușoară. V-am pupat! La revedere! La revedere!